Ediția de astăzi a emisiunii Moldova la pachet este strigătul de disperare a lui Mihai Ghimpu. El ne-a telefonat rugându-ne să-i facem auzită povestea de viață, aceasta fiind unica și ultima șansă pentru a-și salva copilul și a-și reuni familia. Mihai Ghimpu are 53 de ani, s-a născut cu dizabilități, întreaga viață și-a petrecut-o prin case de copii și centre de plasament pentru persoane cu dizabilități, deși visul său era să aibă o familie. Părinții, când erau prin vremurile celea Uniunea Sovietică și lucrau pe câmpuri și îmbla mama la tetiun, cum se spune, la rasat. Și întrebam, dragă mamă, să mă scuz, ce-am păstrat eu în viață? Că și toți sănătoși, dar eu să așa, dar e, dragul mame, să mă scuz. Înainte lucrau până nășteau și pe deal și ne spunea că i-au căzut o ladă cu tetiun peste burtă. Și prin operație m-a născut. Și pe urmă doctorii, când i-au atins nervul și că au spus că să-l lăsăm, ori ce faci cu el. Dar mama a zis că am 5, îl lăs pe 6. Imediat după naștere a fost dat la o casă de copii. Acolo a stat până la 3 ani. Apoi a fost adus în Bădiceni, la centrul de plasament pentru persoane cu dizabilități. Și să cote, din 75, până în 2023, viața mea ne-a mărât 48 de ani aici am stat. Aici a cunoscut-o pe Tatiana, viitoarea lui soție, care venise cu fiica ei Maria. Din cauza că aici este un centru de plasament pentru persoane adulte cu dizabilități, fetița i-a fost luată. Mihai spune că până în ziua de astăzi nu știu unde se află copila. Prima fată, Maria o cheamă, acum are 7 ani, merge pe 8. Nu știm nimic. Nu știm nimica, ea că ne pare rău. Dar cine v-a luat-o? Domnul director cealalt, Gurca Ion. Și au fost la noi de la Stem Social, din Soroca, din Drochea și din satul Zgurița. Și a început a striga la domnul director că deși voi nu vedeți în ce stare e, din ce stare e el, dar ce are să-și pe asta, dacă noi vrem. Sunt alți care abandonează, dar noi vrem să-i creștem. Eu am gândit ca să ne dai undeva să locuim împreună cu fetița, au tăcut, nu ne-au spus nică. Chiar dacă Tatiana ar fi dat acordul în scris, spune bărbatul, ei nu i s-a explicat ce semnează, iar fetița i-ar fi fost luată pe nedrept. S-au dus ca mamă, au venit plângând, m-a rămas șocat. Și Tatiana, dar el zice că m-am dus acolo, nu-i fetița, au dat-o. Dar cum așa fără noi, nu spui? Adică de la ce vârstă au luat-o? De la un an de zile. Și-o pus-o pe Tania și să-i însemneze o foaie. Eu când a ieșit, spun, Tatiana să iei seama ce face. Și nu mă intră în casă. Ce ai făcut? M-a pus mă însemneze pe foaie. Dar eu zic, ce ai făcut când ai făcut o greșeală? Dar eu zic, dacă ei ne-au spus. Dar nu l-a murit-o, să-i spui, chiar că o luăm. Nu ne-au spus nimica. Dar o persoană de cea lucrătoare ne-au spus, nu retrăie Mihai, fetița crește la mâini bune și așa și așa. În scurt timp, Tatiana a rămas din nou însărcinată. Mihai era nespus de bucuros că va deveni tătic. Acel copil era să fie ca o rază de soare în viața lor fără sens, spune el, dar nu a fost să fie. Mihai își amintește cu lacrimi în ochi despre momentul în care i s-a spus că invalizii nu pot avea copii sănătoși și a fost impus să achite pentru avort. Nu se dădea voie să avem copii, dar eu m-am uitat pe televizor, m-am uitat prin fel de Facebook-uri și am văzut unde familie că au copii și cresc sănătoși, să nasc. Aici vi se spune că voi nu puteți aveți copii, da, pentru că ei nu vor fi sănătoși. Da, 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 da. Asta și prin vremurile cele s-au dus-o cu forța. Încă și-am dat bani de la mine, din pensia mea care am grupă, nu pensie, dacă eu n-am lucrat. Și eu zic, Tania, am să fac și totul bine, dar nu vreau să am păcatul ăsta mare, dar n-am încotro, că ne-a impus. Ne-a impus fielșărița aceea care era cândva. Acum au lepădat, nu păi, lucrează. Voi impus cum? Ce v-a zis? Forța, că să, nu se dă voie și copii. Și cât ați achitat pentru asta? 300 de lei. Ați achitat în ca 2009. Să... 97, da, în 2009. Dumneavoastră ați achitat ca să vă se omoare copilul într-un. Da, da, că nu ne-a cerut. Doamne ferește, o cărătă și-a spus că
Dacă n-are Tania bani, că Tania n-avea de unde, dacă fata stă la plasament, de unde? Asta numai când la sezonul de lucru, la toamna, la un popșoi, la o sfeclă, la o prășită, la o bruiană, mai face. Dar atunci eu nu mai aveam grupă, că eu am o grupă, o bucățică, și ea că numai nu mănânc statul, numai eu știu cum mănânc aici o bucățică de felii de cărnat și eu. De ce merit eu să mănânc bucățica asta de cărnat, când eu pot să stau să primească locația mea și eu pot să mănânc cât vreau? Chiar dacă durerea a fost cumplită, Mihai și Tatiana nu au renunțat la visul lor de a-și întemeia o familie și de a trăi fericiți având copii. Nu a trecut prea mult timp și Tatiana a rămas din nou însărcinată. De această dată, Mihai a gândit totul cu lux de amănunte și când Tatianei începea să-i se observe burtica, a dus-o la niște buni prieteni de-ai lor, la familia Grecu. Și ei au stat o perioadă în acest centru de plasament, dar au fost ajutați de către o organizație non-guvernamentală să se mute la cuibul lor. Și eu când am văzut ce se face, și am luat-o pe Tania în 2022 și ne-am dus, deci ne-am cerut când ce-am la părinții acasă și ne-am dus la băieți și Mihai Grecu, că am simțit că Tatiana, soția mea, e însărcinată și ca să nu facă e cazul ăsta, am luat acolo și am stat în timp oricare, până am născut ca toată lumea și ca lumea. Tare mă bucur că, e ca zis eu, că suntem cu dizabilitate. Tatiana gradul 2, dar eu gradul 1. Și când am văzut copilul s-a născut, sănătos și întreg, ne-au pus pe gânduri și mă bucur foarte mult că copilul s-a născut, sănătos. Echipa noastră a mers în vizită la soții Grecu, unde stă temporar Tatiana. Femeia este fericită că își poate ține copilul în brațe. Mihai Grecu spune că femeia are deja 2 ani de când trăiește la ei și au de gând să o ajute cât vor putea, căci și ei la rândul lor au fost ajutați. Doamna Tatiana a venit cu ideea cu domnul Mihai. Timpul, el ne-a sunat, noi comunicam cândva pe telefon, pe Viber. Noi am trăit în orfelinat 10 ani, dar nu le permite acolo cu copii. Și doamna Tatiana era însărcinată și a decis să nu întrerupă sarcina. Și eu am zis cu oameni buni, eu nu vreau ca ea să întrerupă sarcina, zic, las-o să vii la noi, dar... O șezut cu Mihai o lecuță că la noi și Mihai a decis să plece și a rămas doamna ei. Ei sunt căsătoriți oficial cu acte în regulă. Și noi am plasat-o pe doamna Tatiana, e că ea moșa să aibă 2 ani de zădică în șadine la noi. Cine o întreține? Noi, familia noastră. Din ce bani? Din alocație, din salariu. Dumnezeu primește alocația pentru copil, întreține copilul, are grijă de copil. Tot, noi și mănâncă, eu mănâncă și ea, eu nu mă ascund. Mănâncă o farfurie de boș, mănâncă și eu o farfurie de boș, mănâncă eu alți cărnați, mănâncă cărnați și ea. Mănâncă eu tort, mănâncă și ea tort. Eu știu situația de ea. A fost bujduită și nu vreau să ea rămâi. Bujduită că eu am avut o fată și stat autoritatea din instituție, eu am luat fița. Și unde este acum? Sincer să vă spun, nu știu, și aș vrea să o ajut, dacă mă ajută Dumnezeu, să o ajut să-și recapite fata. Pe mine cineva tot m-a ajutat și vreau să fac și eu o faptă bună, că acum cineva ne-a făcut și mie. Acolo nu se permite cu copii. Dacă fata este, de exemplu, sărcintă, nu, eu nu vorbesc numai de Tatiana, vorbesc la general din instituție. Dacă fata este însărcinată, automat întrerup sarcina. Asta s-a întâmplat acolo la mai multe? S-a întâmplat, nu numai la dumneavoastră, dar și la toate fetele din instituție. În timp ce ne aflam acolo, Mihai Grecu a fost sunat de către Ludmila Carabet, asistenta socială din Centrul de Plasament pentru Persoane cu Dizabilități din Bădiceni, care a spus că nu poate la infinit să îi prelungească șederea femeii la familia Grecu, ceea ce înseamnă că trebuie să revină în instituție și automat să renunțe la copil. Acesta îi va fi luat și dus la o casă de copii. Femeia a izbucnit în plâns și cu greu ne-a putut spune câteva cuvinte. Dumnezeu plânge pentru că dumneavoastră cu câteva minute m-a sunat asistentul social din localitatea la Bădiceni, Raionul Soroca, și mi-a spus că amul la momentul de față cererea dumneavoastră va fi pe 2 luni de zile, deocamdată. Deci ce înseamnă? Că ea va sta aici doar 2 luni? 2 luni de zile la mine la domiciliu.
După care ce se va întâmpla? După cum am înțeles, ora să plece și să trăiască deoparte sau o să duc în instituție și copilul alea. Autorități din instituție. Dar doamna nu vrea. Vedeți, nu e că e plânge, e suflet. Și e nu plânge numai e plânge mai întâtă zi. E întâtă vremea. E spune la mine în genunchi și îmi spune că Mihai, te rog frumos, fă atât posibil ca eu să rămân aici. Nu vreau în instituție înapoi. Я плачу то, чтобы у меня ребенка не взяли. Я хочу жить с ним рядом. И с мужем, чтобы у меня не взяли его, чтобы вам не больше. А сейчас мы саму герашиню, споты идет партии, сам гмини бойцы лучше. Михаил Шадан гмини с моей жучку сейчас платы. Я ну врю спер, если к мам пердут, прямо фитицам пердут, то шняла дела меньше. Ну врю с ней пищ, если для доля. Mihai Ghimpu, soțul femeii, spune că nu-și imaginează viața fără copilul lui și că din pensia mizeră de invaliditate pe care o are, a adunat bănuți cu bănuți ca să cumpere o casă. Doar că suma pe care o are strânsă încă nu este de ajuns. Ce ar însemna pentru dumneavoastră să vă pierdeți copilul? Mai bine să nu trăiesc, eu așa. Copilul, măcar să aibă viitor dacă eu am tras în viața mea atâtea. Țineți foarte mult la copilaș. Eu ziceam așa, Tania, dacă și ne găsesc o locuință, măcar spun tot pe copil, tot, și casă și tot. Că eu am găsit aici în Bălceni o căsuță. Dar cere 2000 de euro, dar eu acești bani, nu pot îngrămâni, eu trebuie să trăiesc toată viața și tot nu mă descurc. Cere 2000 de euro, ați avea nevoie de 2000 de euro pentru această căsuță? Da, și până plus la asta să o clătiți că e costă numai 2000 de euro, dar până reparație îmi trebuie, că să ne fac eu șprăgușorul, că să pot intra cu scaunul cu rotile și apoi să mă îmbrac colecție, că acolo e casă pustie. Oameni cu inimă, cu suflet mare, îndurați-vă de noi, de Mihail, de Tatiana și de copilașul nostru. Dacă puteți să ne ajutați. Și am fost o leacă, am fost pe o an de zile am fost la Tatiana și ajut că n-am vrut să ne abandonăm copilul, că aici aveau să ne-l iei, ori aveau să ne-l fac cum mi-a făcut primul caz. Am înțeles, dar dumneavoastră știți că riscați să-l pierdeți și pe acesta peste 2 luni? Domnul Mihai Grecu ne-a spus că asistenta socială i-a zis că cererea ei poate fi prelungită doar pentru 2 luni de zile. Da, dacă nu avem unde asta, noi nu vrem și pe ei să băițel, că ei de-am crești. Și el înțelege, ea, că când îi sună, numai nevastră v-a zis de acolo, ne-a sunat soția și ne-a ratat. Și băițelul îmi dați la telefon și îmi dați, tate, tate. Că ei nu poate prelungi cererea. Dar pe unde stăteam? Că i-am spus lui domnul direct, mă scuzați, dar am să-mi fac o palată și am să șez. Pideam, n-am, numai copilul. N-am. Și așa cum a dat Dumnezeu pe pământ, și așa vrem și noi să trăim. Copilul, să nu ne-l iei și pe ăsta, să nu ne-l abandonează. Că mă uitam pe fel de fel de pe emisiuni cum se abandonează. Un caz am văzut cum în capitala Moldovei, Chișinău, o fată de 20 de ani, nu m-a născut și l-a pus în cancelator. Cine așa face? Am văzut cazul ăsta. Și am zis că, Doamne, chiar așa se face? Drag Doamne, i-a dat studii, i-a dat tot cele, minte, tot, fizic. Și cum așa se procedează? E că noi cu dizabilități, fel de fel de gânduri, și noi nu procedăm așa. Noi ne ținem unul. Și vă luptați pentru ca să aveți copilul alături. Da. Aș duce și pe un deal să trăiască, dar să fiu liber, să fiu liber, să fiu cu copilul și cu soția. Mai multe cuvinte n-am. Să ies de după partea asta și să nu mai intru înapoi. Mihai mai spune că vrea din tot sufletul să o ajute financiar pe soția sa. Înțelege cât de greu este, dar se întreabă el din ce bani. Din cei 250 de lei pe care îi primește lunar? Numai grup, dizabilitate gradul 1. Și cât primiți? Aici, la momentul de față, 250 pe lună. 250 de lei pe lună?
Dar e imposibil așa ceva. Da, pă, așa e, că nu-i dă tot procent, că ne dezbate. Dar deși eu o haină e, că să mă scuzați, numai jaleta asta, care ne-a dăruit-o soția când la comunitar cu cumpărat-o, am 5 ani de zile. Eu nu prea folosesc în tătă ziua să ne cumpără. Să de acasă, undeva, e ca la părinți sau la frate, acolo ne-o dă. Cât e de mare? Vă oprește și vă dă doar 250 de lei, dar cât e de mare e? Nu pot să știu, că, pentru că când am stat la Mihai Grecu, acolo primeam pe lună 2-3 mii. Tot ne da la mână. O spus că ne dezbate de aici, că lumina, mâncarea, îmbrăcămintea. Viața pe care o trăiește acum Mihai Ghimpu în acest centru de plasament este un calvar pentru el, căci afirmă bărbatul nici măcar nu are cu cine discuta. Foarte mulți sunt cu dizabilități mentale. Strigătele nu contenesc nici noaptea, iar comportamentul lor inadecvat este atât de iritant încât, spune bărbatul, trăiește cu frica în sân că într-o bună zi o va lua și el razna. Nu am cu cine comunica. Ies diferite boli psihici. Fel de fel. E că acum mă grește într-un minut așa, că eu mă tem cum să nu mă fac și eu. Să mă scuzați că m-am dat ieri, eu fost, cum se spune, psiat. Și m-am uitat că ceva nu ne convine nici la cap. Pentru că aici nu mă țipite și nu mă gălăgie. De dimineață pun seara să culc și noaptea câteodată, poate e gălăgie. E tare greu. Visul meu și pe suflet tare, ca când am o piatră, să ies din instituția asta. Și în rând, alături de copil și de soție. Și mai mult ne-a șocat când ne-a spus că, deși stă într-un cărucior cu rotile, acesta este de folos doar pe afară, căci înăuntru ori roțile se blochează în pragul ușilor, ori ușile sunt înguste și nu poate trece. Cel mai umilitor este că dacă nu-l ajută nimeni să ajungă până la veceu, uneori ajunge să facă pe el. Nu mă pot descurca cu scaunul cu rotile, la baie, la spălat pe mâini, la chiviată. Să intră în odaie, nu pot, că ușile nu sunt confortabile. Sunt prăgușoare și mă împiedic cu roațele. Și cu urna după mine, cu urna ca să nu fac pe unii chică. Și cu sunca cu mobilul. Da, urna... Udu. Cu udu. Vă udați în sticlă? Și pe urmă mă duc și o dau la băieți și mă duc și la picioc, că eu nu pot intra cu, să mă deplasez cu scaunul cu rotile înăuntru. De ce nu puteți? Dar eu nu pot intra cu dânsa în picioc. Atunci mă dau jos de pe cărușean și mă târi de pe unul de o mână, mă ia și altul de altă mână și mă pune pe unitaz. Și mereu este nevoie ca cineva să vă ajute? Da, trebuie să-i dă o țigară ca să mă ajute. Aici se fumează pe un capăt toți. Ce se întâmplă atunci când cineva nu vrea să vă ajute, spre exemplu? Atunci trebuie să mă scăp sau în paltonoi sau să mă târ eu singur, pe jos. Dacă când era soția mea lângă mine, mai avem o mână de ajutoare. Am înțeles. Și spuneți că trebuie să vă târiți pe jos. Acolo e curat? E ud, o leacă, în viceu. Iar ca să nu moară de foame, ce nu reușește să mănânce, pune în borcanul pe care îl poartă mereu cu el. Ce aveți acolo, dumneavoastră? O bancășoară de supă. De ce o purtați cu dumneavoastră? Dacă acolo suntem mulți în odaie și apă, o ți-o iau dacă nu ți-i cu tine. Scaunul cu rotile, spune bărbatul, i-a fost donat acum 2 ani de către oamenii de bună credință. Până atunci se deplasa târându-se pe jos. Am ia că ne-am dupindit cu Doamne ajut, care lumea s-a găsit bună la suflet și m-a ajutat. Dar înainte mă tăvăleam pe jos, așa cum pot, pe mâini, pe genunchi. Mihai mai are 2 frați și 2 surori. 3 dintre ei sunt în țară. A rugat asistenta socială să-i anunțe că au un nepot, dar se pare că nu s-au bucurat mai deloc, căci nu au dat niciun semn de viață, spune bărbatul. Nu-l mai mira acest lucru, deoarece niciodată nu i-au interesat soarta lui. Cu frații din sat mă comunic de fel. Nu vin să vă întrebi cum trăiți. Nu interesează că aveți un copil și l-ați putea pierde? Nu, că eu am dat fie că acum azi director, când l-am rugat, domnul Vasile, vă rog frumos, n-avea numărul de la sens social, că am dopedit numărul de la primărie, de la noi, de la...
sat Pepeni. Și el a contactat și a vorbit și a scris la curentă. Cel mai mult l-a durut când după moartea părinților a rămas fără partea lui de moștenire, iar acum, spune el, trebuie să cerșească ajutor de la oamenii de bună credință ca să nu-și piardă copilul. Domnul director Ceala Ion a zis că ai, nu te mai urâc fratele, un altă, dar eu zic, dar de ce să nu? Pentru că am avut casa făcută, eu știu când casa se demolează ori se vinde, trebuie să îngrămădească toți din familie. Și ne întrebe care și cum și rămâne. Dar pe mine nu m-a întrebat nimic. Nu ne-au spus nimic. Am o soră, cea mai mică, e în Rusia. Dar ei ne-au spus așa, dacă ai să răzvați tu, ești caut tu. Când ne-am luat rămas bun de la Mihai Ghimpu, acesta nu înceta să mulțumească echipei Moldova la pachet pentru faptul că i-am ascultat povestea și că îi vom face auzit strigătul de disperare. Mulțumesc Moldova la pachet, au dat și m-au ascultat și ne-au ascultat sufletul. Și îi mulțumesc toată echipa lor și vă mulțumesc din suflet și mulțumesc. L-am petrecut până la porțile centrului. Știa că revine în același loc unde coșmarul este la ordinea zilei, iar speranța parcă moare încet, încet. Am discutat cu directorul Centrului de Plasament pentru Persoane cu Dizabilități din satul Bădiceni-Soroca despre cazul familiei Ghimpu. Acesta a menționat că este alături de ei și că Mihai își cunoaște drepturile și încearcă să găsească o soluție pentru a-și păstra familia. Vasile Palamare a mai spus că ar fi minunat dacă cineva le-ar dona o casă, cât de micuță, iar statul ar angaja o persoană ca asistent personal să-i ajute să-și crească copilul. După cum știu, împreună cu Mihai Ghimpu ne-am apelat la mai multe asociații oftești. La dumnealui ceva, el a deschis un cont în bancă, ceva s-a adunat niște limituri și intenționează, dacă ar grăbe de suma necesară, să-și procure o casă. Eu zic pentru cei că e să-și unească familia și cumva împreună cu direcția asistență socială de la Raion, spunem, de la direcția asistență socială și protecția familiei de SDSM, le dă un asistent plătit de către stat, care să-i ajute să îngrijească de copil, deoarece e singuri, nu, statiană nu știu cât de capabil, spunem, după cum știu eu, este mai este capabil să facă o mâncare, o întrebare, dar Mihai nu-i permite nici cu picioare să deplaseze, nici cu mâinile, că să... Întrebat dacă cererea pentru șederea doamnei Tatiana la familia Grecu va putea fi prelungită până când își găsesc o casă, acesta a menționat că nu vede niciun impediment în acest sens. Parcă în cazul dat în regulamentul de activitate a întreprinderii se privede pe perioada de până 60 de zile, dar nu este scris numai o dată. Dar dacă noi se întoarce, și să aveți în vedere, dacă ei se întoarce în noi pe teritoriul instituției, noi trebuie să întreprindem măsurile pentru ca să iei copilul. Copilul va fi luat și unde îl duceți? Sau ce se întâmplă cu el? În cazul dat primește că el este născut în raionul Hâncești, la evidență la medicul din Hâncești. În cazul dat primește că organele direcției socială protecție familiei raionului Hâncești trebuie să deprindă măsurile pentru a găsi o familie, a plăsa copilul într-o instituție de genul. Dar și la noi instituția este pentru o persoană adultă. Am întrebat dacă este adevărat că femeilor din centru de plasament, dacă rămân însărcinate, li se face automat avort. Acesta a spus că doar cu acordul lor se face acest lucru. Am încercat să aflăm și unde este fiica Tatianei. Dar la această întrebare, directorul Centrului de Plasament pentru Persoane cu Dizabilități, Vasile Palamari, nu ne-a putut răspunde. Nu, dacă este acordul persoanei, dacă dorești persoana în cauză. În orice caz, dacă să vă spun de când activez eu din 1 octombrie până în prezent, am avut niciun caz că cineva s-a rămas însărcinat. În cazul dat, eu a fost ghidat de o asociație oftească. Și nu este asociația oftească, parcă ori se fac ghine, dar parcă s-a primit o rețică de... Mă refer la doamna Tatiana, nu-i primul caz când... Eu mai am un copil de 7-8 ani de zile. Așa? Care tot a fost luat din familie și dat la o familie parentală. Dumneavoastră cunoașteți unde se află acel copil?
Ну, один чийсь я știu, că e fost rezolvat. Eu activez la instituția cauză din octombrie 2022. Spuneți-mi, vă rog frumos, copilul a fost luat de ce? Pentru că nu se permite să fie cu copii în acea instituție sau pentru că ea nu a vrut să-l crească? Din ce motiv a fost luat copilul? Nu a vrut să dispart de către Mihai Ghempo și împreună copilul nu putea să stăie în instituție. Din ce am auzit eu. Ca familia Ghimpu să nu-și piardă și cel de-al doilea copil, au nevoie de o căsuță, un cuib al lor în care să-și trăiască fericirea crescându-și pruncul. Aceștia speră ca oamenii de bună credință să-i ajute, căci, spun ei, vor să fie în rând cu lumea, deoarece și persoanele cu dizabilități au inimi care pot iubi la fel de mult ca și oamenii sănătoși. Dacă cineva este gata să-i ajute, nu ezitați să ne contactați!